Excel, funcții text partea a doua sau prelucrarea textelor. Cuprins. Determinarea numărului total de caractere dintr-un text, eliminarea caracterelor spațiu suplimentare, transformarea literelor în majuscule sau litere mici. Funcția len, prescurtarea de la length lungime. Funcția len returnează numărul total al caracterelor din textul precizat în argument. Exemple. În celula E5 a fost editată formula egal len de C5 cu rezultatul 4. Sarcină de lucru 1. Explicați motivul pentru care rezultatele returnate de funcția len în celulele din coloana E sunt diferite, deși numărul de litere editate în celulele din coloana C este 4. Rezolvare. Cele 4 litere sunt însoțite la dreapta sau la stânga de mai multe caractere spațiu. Funcția trim elimină toate spațiile din textul precizat în argument, cu excepția spațiului obligatoriu care delimitează cuvintele. Exemplu. În celula D5 a fost editată formula trim de C5, iar rezultatul obținut prin apelarea funcției len în celula E5 este 4. Copiind pe verticală formula din celula E5 în domeniul E5, E9, rezultatul este din nou 4. Alte exemple ale funcției trim, de această dată, textul este compus din două cuvinte separate prin unul sau mai multe spații. Funcția trim elimină spațiile excedentare, iar funcția len demonstrează acest lucru. Funcția lower transformă în litere mici toate literele din textul precizat în argument. Funcția upper transformă în majuscule toate literele din textul precizat în argumentul funcției. Exemple. În celula F5 a fost editată formula egal lower de E5. Formula a fost copiată pe verticală. Rezultatul este vizibil. Toate literele sunt mici. În celula vecină, în celula G5, a fost editată formula egal upper cu argumentul E5. Formula a fost copiată pe verticală. Toate literele din text sunt majuscule. Sarcină de lucru 2. Studiați exemplul din imagine. Rescrieți formula care a generat adresele de Gmail din coloana E, pornind de la datele editate în coloanele C și D. Observăm în coloanele C și D texte ce conțin doar majuscule, iar pe coloana E sunt așteptate texte convertite la litere mici. Ne amintim de funcția concatenate din lecțiile precedente, funcția care unește mai multe texte. Iată aici, după ce au fost convertite textele la litere mici,
numele elevului concatenat cu textul compus din caracterul punct, concatenat cu prenumele copilului, concatenat cu terminația aron@gmail.com, a condus către rezultatul așteptat. Tema pentru acasă. Studiați exemplul de mai jos. Rescrieți formula editată în celula E5, astfel încât toate adresele de Gmail să nu conțină spații înainte sau după primul punct. Indicație. Apelăm la funcția trim, care va elimina toate spațiile din text. Vă mulțumesc!